Excelențele voastre, excelențele voastre, stimați parteneri, stimați oaspeți, stimați profesori, dragi elevi, bine ați venit la un eveniment marca Școala Digitală, organizat de, în cadrul proiectului Tecul în fiecare școală, un proiect care este implementat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu susținerea Agenției de Guvernare Electronică și cu suportul partenerilor externi de dezvoltare, USAID Moldova, Suedia, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și PNUD Moldova. Evenimentul de astăzi se numește Școala Digitală. Așadar, ce înseamnă de fapt o școală digitală? Atunci când vorbim despre o școală digitală, facem diferite asocieri. Să fie oare o școală digitală una în care fiecare elev și fiecare profesor are un dispozitiv digital, un laptop, o școală în care nu există manuale, caiete, hârtie sau tablă și cretă. Să fie oare asta o școală digitală? Sau o școală în care se promovează învățarea online și învățarea la distanță? Sau, cum s-a mai vehiculat pe vremea pandemică, o școală în care profesorul este înlocuit de un robot și inteligență artificială, iar elevul studiază de sine stătător pe platforme de e-learning? Să fie oare aceasta o școală digitală? Haideți să vedem câteva concepte care există în lume. Primul concept aleatoriu luat este unul care vine din Emiratele Arabe Unite și a fost un concept de școală digitală care să vină drept răspuns la situația pandemică, a cărui scop este să ofere acces la educație online pentru 1 milion de copii refugiați din 5 țări, Iordania, Egipt, Irak, Columbia, în 4 limbi străine. Deci este vorba de o școală online, deci nu are prezență fizică și învățare la distanță. Un alt concept din România este un concept care este creat de mediul de afaceri și vine să ajute instituțiile atunci când procură echipamente și dotează școala cu instruiri de a utiliza acele tehnologii mai eficient la ore în procesul de învățare-predare. Și al treilea concept ar fi o școală digitală din Slovenia care promovează programe de after school pentru elevi, astfel încât aceștia să-și dezvolte competențele de programare și competențele digitale. Cred că nu ar fi potrivit să facem o clasificare, să vedem care dintre aceste concepte este mai reușit. Ele toate sunt bune pentru că ele vin să răspundă la niște necesități ale acestor țări din care ele provin, la unii necesități din comunitate. Haideți să vedem totuși care ar fi conceptul pentru Republica Moldova. Conceptul de școală digitală vine să răspundă viziunii de digitalizare a sistemului educațional până în anul 2030, astfel încât au fost selectate 25 de școli în baza unui concurs național. După cum vedeți, școlile au o reprezentanță de la Nord, de la Briceni până la Giurgiulești. Și în cadrul acestui program de școală digitală, școlile vor fi asistate să dezvolte o strategie de transformare digitală și pedagogică printr-o abordare sistemică. Șase componente cheie ale conceptului de școală digitală, pentru că pentru a obține cu succes o transformare spre bine în cadrul școlilor, nu este nevoie doar să dotăm școala cu echipamente. Trebuie să privim această schimbare din mai multe perspective și să oferim școlii și susținere de transformare pedagogică, să punem accentul pe învățarea bazată pe competențe, învățarea prin proiecte STEAM, pe lângă oferirea de acele canale de eficientizare
și de comunicare și colaborare dintre elev și profesor, cum ar fi transformarea digitală. Dar toate aceste componente urmează să le discutăm împreună, unul după altul. Primul component în cadrul școlii digitale, conceptul din Republica Moldova, este programul TECO în fiecare școală. Aș vrea să invit aici pe scenă pe Ana Chiriță, este directoare de proiecte strategice a TECO. Bună ziua, dragi profesori, excelențe, stimată doamnă secretar de stat, stimați colegi, stimați parteneri. Fiecare dintre noi, cândva sau mai des, a mers la un interviu, la un job. Ceea ce este interesant că de obicei suntem pregătiți să avem cunoștințe foarte bune într-un domeniu sau într-o materie anumită și totuși la acel interviu foarte rar ne întreabă care este formula pentru X sau Y, dacă ține minte ceva din istorie sau care sunt predicatele, subiectele, dacă putem să facem un comentariu sau un eseu neapărat, câteodată se întâmplă, dar foarte rar. Totodată, foarte des ne verifică la capacitatea de a lucra în echipă, de a face față unor situații de stres. Din ce în ce mai des se verifică competențele digitale pe care le avem sau pe care nu le avem, iar este complicat să zici, acest lucru nu l-am învățat la școală. De aici începe cum facem noi ca o școală să devină digitală, ce conceptul o preluăm, care sunt elementele care sunt cheie și cum ne asigurăm că oferim cele mai bune practici și cele mai bune environment sau medii în care viitorii copii să nu mai aibă parte de aceste întrebări, dar de fapt să fie extrem de pregătiți și să fie pregătiți pentru complet alte noi provocări pe care le pot avea. În TECO în fiecare școală, lansat cam 3 ani în urmă, 2018-2019, ne-am propus ca să răspundem mai multor provocări lansate de sectorul privat din Republica Moldova. Și anume, provocările care țin de competențele pe care le pot, pe care le au copiii sau viitorii specialiști, de competențele pe care le au cetățenii. Astăzi vorbeam cu Agenția de Guvernare Electronică că beneficiarii de astăzi din școli sunt probabil beneficiarii și cetățenii ulterior în orice societate. Respectiv am pus împreună cu echipa un plan oferirea de cele mai bune conținuturi și suportul pe care îl putem acorda ca un elev sau un profesor sau oricine să învețe. Să învețe. Cam așa. Elementele care sunt implicate în conceptul de școală digitală, de TECO-ul în fiecare școală, țin de acea platformă de e-learning, care de fapt imediat ne duc în ideea de o altă dimensiune. Așa cum am lansat acest proiect practic în pandemie, a fost cazul că elevii puteau să-și învețe acele sau să însușească acele noi skill-uri la distanță, asistați de către profesori. Sunt resursele digitale care au fost create de către un grup de experți aprobate de Ministerul Educației și Cercetării și care au fost asimilate sau validate de către sectorul privat. Pentru noi, sectorul privat este extrem de important pentru că ei sunt acei care cheamă ulterior specialiștii sau potențialii specialiști la interviuri. Această curriculă este aprobată, este implementată, sunt în fiecare an se dezvoltă lecții video, material de suport de curs, se oferă mentorat pentru profesori, pentru că, de fapt, acea cheie pentru a implementa orice program în școli sunt, de fapt, profesorii. Elevii sunt cei care vă urmează și elevii sunt cei care ascultă, iar un profesor inovator este deseori o comoară pe care chiar trebuie de care trebuie să avem grijă. Și acei profesori care sunt implicați în acest program, ei sunt peste 1000,
în TECU în fiecare școală, sunt mai puțini, cred că, în programul de școală digitală. De fiecare dată ne-au oferit noi provocări ca să încercăm să lărgim orizontul încotro mergem pe conceptul de școală digitală. Dacă e să ne uităm la câte persoane învață sau studiază profesiile viitorului în școală, cifra pe care o vedeți este cifra din anul acesta. Acesta este numărul de elevi care au ales să facă profesiile viitorului în școlile din Republica Moldova, în cele 333 de școli. Dacă am început în primul an cu 5.000 de elevi, în al doilea an am avut cam 20.000, anul acesta avem 28.000. Aceasta ne duce cam o cifră de 52-53.000 de elevi, care, chiar dacă este o disciplină opțională, o aleg. O aleg probabil datorită vouă și datorită insistenței pe care profesorii o au în promovarea acestor discipline. Pentru noi trendul este ca să ajungem ca fiecare elev să poată să-și aleagă una din disciplinele acestea. Mai mult ca atât, aș vrea să zic că este ca o limbă străină. Dacă cândva vorbeam despre calculator ca fiind ceva de ordinul fantasticului, noi vedem că elevii și copiii mânuiesc foarte bine orice dispozitiv și, de fapt, sunt câteodată mai bine pregătiți decât generațiile care îi precedează. Și evident, dacă este să vorbim despre profesori, despre consolidarea capacităților cadrelor didactice. În fiecare an se aleg 10, 12, 20 de profesori care sunt chiar numiți ca niște ambasadori digitali, dar toți, absolut toți profesorii care sunt în programe trec instruiri vara. Instruirile sunt foarte, foarte lungi, sunt de circa 4-5 săptămâni. Modulul pe școală digitală a fost un pic mai scurt, dar și el a luat destul de mult din timp. Profesorii sunt cei care pregătesc portofoliul lor, care au produsele lor, beneficiază de mentorat, dar ei sunt acei care mai departe merg în clase și inclusiv promovează acele profesii ale viitorului, predate într-o metodă interactivă, în metoda de clasă inversată. Poate am auzit mult despre acest lucru, poate puțin, cred că voi cei din sală toți cunoașteți despre acest lucru și totuși noi ne mândrim cu rezultatele pe care fiecare dintre voi le oferă și le promovează și vreau să zic că probabil datorită vouă, probabil în câțiva ani vom avea nu doar 25 de școli care sunt digitalizate sau digitale complet, digitalizate mai avem, digitale, dar toate 1100 ar putea să fie școli care oferă elevilor săi un mediu mult mai interesant, mult mai atractiv și mult mai bine adaptat, de fapt, la ceea ce îi pregătește sau ceea ce așteaptă în viața reală. Voi sunteți cei care faceți diferența. Vă mulțumim foarte mult pentru susținerea pe care o acordați, pentru că dacă n-ar fi acel feedback de la voi către noi, de la noi către voi, nu știu dacă rezultatele ar fi aceleași. Totodată aș vrea să mulțumesc și partenerilor de dezvoltare care au făcut acest program posibil. Tatiana i-a menționat, eu i-aș mai menționa o dată. Este vorba de USAID, care a fost cel care a crezut primul în asta. Suedia, Uniunea Europeană, care investește extrem de mult anul acesta în programul TECU în fiecare școală și PNUD, Moldova. Sper să atragem și mai mulți alți parteneri, inclusiv din sectorul privat, care să ne permită să lărgim această rețea până la minim 100 de școli în următorii 2-3 ani și să putem să mărim și rețeaua de programe de școli care beneficiază de programele TECU în fiecare școală. Mersi foarte mult, Tatiana! Mersi mult, Ana! Deci o școală digitală este o școală în care se predau profesiile viitorului, în care elevii au acces la conținuturi de calitate, care îi face să fie mai pregătiți pentru viitor. Și de asemenea o face într-un mod inclusiv, pentru că dacă ați atras atenție la slide-urile de anterior, 52% din școlile deja beneficiare a proiectului TECLU în fiecare școală sunt din regiuni rurale. Asta înseamnă că proiectul ajunge la acei elevi în care nu există alte oportunități de dezvoltare,
a competențelor digitale, a competențelor de viitor, decât aceste cursuri pe care ei le accesează în școală, datorită efortului pe care îl face acel profesor în a studia o nouă disciplină, un nou subiect, astfel încât elevii din comunitatea sa să aibă oportunități egale la un viitor mai bun. În continuare, să mergem la următorul component al școlii digitale. Este vorba de componenta de transformare digitală, în care prevede următoarele elemente de elaborare a unei strategii de transformare digitală dezvoltată de parteneri în educație cu experiență vastă internațională, oferirea de și instalarea Microsoft Office 365 pentru școli, un program de instruire astfel încât profesorul să fie mult mai capacitat atunci când folosește aceste instrumente în procesul de predare și învățare și desigur că asigurarea sau asistarea școlilor în accesarea unui internet de mare viteză. Pentru a susține inițiativa Școala Digitală și componenta de transformare digitală, am invitat aici un oaspete special, un partener. Este vorba de Agenția de Guvernare Electronică și domnul Andrei Prisăcar, pe care îl invit pe scenă cu un cuvânt de susținere. Bună ziua, colegi! Vreau să fac acest salut, deoarece noi, într-adevăr, suntem niște colegi și vreau să salut din numele echipei digitalizare din guvern. Ne uitam foarte atent la noțiuni, da? Digitizare, digitalizare, sunt noțiuni destul de interesante, mai nou apărute în toate evenimentele. Ce vreau? Și mă uitam la noțiunea de școala digitală, da? De fapt, eu aș privi-o cu școala digitalizată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi, de fapt, ne dorim ca acele procese de instruire, acele stiluri de instruire să fie modernizate. Tehnologia, ce discutam despre tehnologia, instrumente, da? Instrumente hard, instrumente soft, ele se schimbă în timp. Important, modul de utilizare acestor tehnologii. Cum noi venim în timp să schimbăm stilul nostru de pregătire. Asta este foarte important. De ce noi suntem aici? Noi acum încercăm pe partea asta de a facilita tot ce ține digital în guvern, da? Și nu doar în guvern, în mediul de afaceri, ca lucrurile se schimbe, deoarece digitizarea vine să automatizeze, să schimbe procesul în măsura în care să economisim timp, bani, efort, dar fără o societate digitală noi nu avem cum să realizăm lucrul ăsta. De ce? Școala viitorului, acolo unde punem grăuntele să schimbăm modul de gândire, modul de organizare a proceselor și viziunile noi asupra modului de abordare a proceselor. Asta este cel mai important lucru. Noi suntem alături pentru ca să susținem ideea aceasta și să venim ca parteneri în modul de a vedea cum lucrurile trebuie schimbate în timp. Cum ajutăm interacțiunea școlii cu ministerul, cum schimbăm modul ca să nu... Un lucru foarte important, aș vrea doar așa fac o paranteză. În modul nostru de a digitaliza anumite sectoare, ne întâmpinăm cu o problemă conceptuală. Schimbând lucrurile, de fapt, trebuie să schimbăm procesele. Cel mai greu este să schimbi procesele, nu să bași tehnologie, este să schimbi procesul. Un alt mod de organizare, un alt mod de a face lucrurile. Deci, prin mecanismul care vrem să aducem elementul ăsta de cunoaștere din școală, împreună cu profesorii, împreună cu elevii, de fapt, noi schimbăm modul de a aborda subiectul chiar și de învățare. Și de ce vreau să fac o paranteză?
deci dizând anumite sectoare, ne întâmpinăm că noi facem tot bine, dăm instrumente, dar când vrem să le aplicăm, se întâmplă că este o reticență foarte mare în modul de a valorifica aceste instrumente. Ori asta ce înseamnă? Că noi practic facem investiții foarte mari, dar de fapt nu le valorificăm. Tehnologia se învechește, dar noi de fapt nu valorificăm investițiile care le facem. De ce noi suntem alături de dumneavoastră aici și ne dorim ca acest proiect să fie acel element de pornire, de formarea drumului spre un viitor în care toată societatea este una digitală și toți cunosc, încearcă să aplice și să utilizeze tehnologia în cel mai bun mod. Mulțumesc frumos! Mersi, vă mulțumim și noi foarte mult pentru susținerea dumneavoastră. Haideți să vedem ce ar însemna pentru dumneavoastră, stimați profesori, ce ar însemna componenta de transformare digitală, fiind o școală beneficiară acestei inițiative. Din comunicarea pe care am avut-o cu dumneavoastră și un chestionar pe care l-am realizat, am constatat că, de fapt, profesorii folosesc mai multe instrumente pentru a comunica cu elevii. În mare parte este Viber sau WhatsApp sau Telegram sau Messenger, dar în mare parte este Viber. Și dacă vedem acolo, 19 școli din 25 folosesc Viber pentru a comunica cu elevii, de a anunța tema pentru acasă sau alte anunțuri care ce țin de desfășurarea orelor. Studii.md este un alt instrument, 5 școli, și doar o școală din cele 25 folosește Microsoft Teams. Alte instrumente de care se folosesc profesorii în procesul de predare și învățare, anume ce ține de partajarea de resurse digitale sau niște documente care sunt necesare pentru procesul de învățare, se partajează prin e-mail. Google Classroom, Viber, iarăși. După cum vedeți, sunt o multitudine de instrumente. Profesorul este liber să aleagă acele instrumente care îi sunt cele mai accesibile și ușor de utilizat. Dar totodată o colaborare și o comunicare eficientă dintre profesor și elev ar însemna folosirea poate a unui sau maxim două instrumente, astfel încât să nu avem deschise aplicații pe diverse dispozitive digitale. Deci ne dorim ca procesul de comunicare și colaborare să fie unul mult mai eficient prin folosirea unei singuri aplicații care le cuprinde pe toate. Ceea ce oferă și Google Classroom, și e-mail-ul, și Viber-ul, toate într-o singură aplicație, cum ar fi cele oferite de Microsoft Office 365 sau Microsoft Teams. Următorul slide, o să vedeți care este realitatea din instituții, ceea ce ține de conexiune la internet de mare viteză. 11 școli din cele 25 sunt deja beneficiare a proiectul sau a inițiativei la care a stat Ministerul Educației și Cercetării, care a inițiat această inițiativă în parteneriat cu TEC-ul Clasa Viitorului și furnizorii de internet locali din Republica Moldova. Astfel, 11 școli beneficiază de internet mare viteză, iar alte 14 școli, după cum vedeți, sunt la un contract de 100 de megapix, contract oficial cu furnizorul. Și după cum vedeți, o altă schemă, Moltelecom și Starnet sunt acele companii care oferă aceste servicii școlilor. În paranteză, vedeți deja și câte dintre ele sunt conectate la internet de mare viteză sau altele care urmează să fie ajutate și asistate. În continuare, vreau să vă prezint, stimați profesori, și un grafic de activități ce urmează să le întreprindem cu dumneavoastră, anume pe componenta de transformare digitală. O să vedeți puțin mai târziu în agenda, colaborăm cu un partener de educație Microsoft la nivel internațional, care ne va asista în elaborarea unei strategii naționale de transformare digitală după cadrul Microsoft
Education Transformation Framework. După care vom ajusta acea sau vom customiza acea strategie la nivel de școală, pentru că pentru a obține o transformare de succes, este nevoie să avem și o viziune cum integrăm toate aceste componente în viitorul școlii. Conectarea școlilor care încă nu sunt beneficiare de internet de mare viteză și instalarea Microsoft Office 365 pe toate computatoarele și laptopurile instituțiilor. De asemenea, acest proces va fi susținut și de un program de instruire, anume cum folosim aceste instrumente în procesul educațional de învățare și predare. După care vom face și un element de analiză, de evaluare a progresului. Ceea ce ține de transformarea digitală, mergem în continuare la următorul component, transformarea pedagogică. Nu putem spune că o școală, sau să ne focusăm atunci când vorbim de o școală digitală, doar pe componenta de echipamente. Este foarte important să nu ne defocusăm de la ceea ce este într-adevăr menirea unei școli. Pregătirea de tineri ce nu doar au competențe digitale, dar au și competențe pentru a fi de succes în viitor. Astfel, ne-am dorit ca profesorii să... Republica Moldova, apropo, este o țară care are succese sau are un curriculum foarte bine dezvoltat și la ceea ce ține de învățare bazată pe competențe. De asemenea, cadrele didactice din Republica Moldova sunt foarte bine pregătite, ele cunosc ce înseamnă competență, cunosc cum să o dezvoltă. Din cauza că poate nu dețin foarte mult timp la dispoziție, sunt puține cadre didactice, este un volum de lucru foarte mare, nu reușesc să treacă foarte mult și la partea de practică a învățării bazate pe competențe. Școala digitală vine să asiste și să ajute, să ofere suport acestor cadre didactice, să facem următorul pas, pasul de implementare. O să vedeți tot pe agenda, o să fie și invitați speciali care vor prezenta mai multe detalii, dar pentru început aș vrea să invit pe scenă reprezentantul din partea Ministerului Educației și Cercetării, doamna Galina Rusu, secretar de stat, cu un cuvânt de susținere pentru dumneavoastră, stimați profesori. Onorată asistență, dragi elevi, dragi cadre didactice, este o deosebită plăcere să particip astăzi împreună cu dumneavoastră la evenimentul dedicat școlii digitale la noi în Republica Moldova. Este de asemenea foarte plăcut să identificăm că în cele două zile elevii și cadrele didactice participante au reușit a identifica modalități de evaluare a competențelor nu doar digitale, dar am observat în lista acelor competențe și creativitate și lucru în grup și tot felul de alte competențe, dar cu ajutorul instrumentelor digitale, instrumentelor bazate pe tehnologii informaționale și comunicaționale. Vreau să vă spun că toate activitățile pe care le-am putut observa din prezentările anterioare, dar și cele proiectate în cadrul, o să zic eu, ideii de școală digitală, în cadrul acestui proiect, se pliază foarte bine cu strategia, o să încep cu cea națională de transformare digitală a societății, unde desigur că sistemul educațional este, dar și trebuie să fie pentru formarea, într-adevăr, acelor competențe necesare unei societăți digitale. Și aici mă refer la
obiectivele trasate de către Ministerul Educației și Cercetării în ceea ce privește, în primul rând, așa cum se menționează, în ceea ce privește dotarea instituțiilor cu echipament IT aici, și sigur că mă refer și la conexiune, cu echipament IT astfel încât să facă față tuturor provocărilor timpului, formarea inițială, dar și continuă a cadrelor didactice pe dimensiune de utilizare eficientă, aș spune eu, a competențelor digitale. Pandemia ne-a arătat tuturor cât de rezilienți suntem noi, chiar dacă n-am știut pe această dimensiune de adaptare, cât de repede putem noi învăța, inclusiv acumula competențe digitale, dar zic eu că aceasta a fost doar un prim pas și a fost doar o dimensiune de acumulare a competențelor doar la nivel, pe alocuri la nivel de bază, pe alocuri am învățat un pic. La momentul de față este foarte important să înțelegem necesitatea de competență digitală pentru diferite niveluri, pentru diferite discipline de studiu și să aducem în școală softurile educaționale necesare procesului de studii și să formăm cadre didactice în utilizarea acelor softuri. Iată de ce mă refeream că formarea continuă a cadrelor didactice pe dimensiunea utilizării eficiente, nu doar la nivel de bază a competențelor digitale, este unul dintre punctele cheie strategice pentru următoarea perioadă. Atunci când ne referim la formare de competențe digitale, ne dorim ca copiii noștri, viitorii cetățeni ai Republicii Moldova, în primul rând să asimileze cunoștințele și să acumuleze aceste competențe, dar în al doilea rând să fie formați pentru a deveni cetățenii de mâine care vor dezvolta în favoarea societății diverse module iarăși bazate pe competențele acumulate în instituție. Și desigur că gândindu-mă la ideea de ce ar însemna o școală digitală în Republica Moldova, eu mă gândeam, eu analizam că noi de fapt avem în gând și un sistem educațional digital și acest sistem educațional digital, pe lângă toate competențele formate la diverse grupuri țintă, neapărat trebuie și lucrăm în această dimensiune. Ne facem planuri pentru viitor pe această dimensiune de nu atât monitorizare, dar de digitalizare a procesului organizațional, inclusiv care ar putea să vină în favoarea managerilor de instituții, care ar putea, și aici zicând manager, inclusiv cadrul didactic este un manager al lecției sale, un dirijor al lecției sale, și să utilizeze toate posibilitățile tehnologiilor informaționale în vederea unei proiectări cât mai eficiente a procesului educațional, pornind de la cadre didactice și ajungând la nivel de ministru al educației și nu numai, la nivel de guvern și apoi interstatal, pentru că doar baze de date bine structurate pot scoate în evidență ceea ce poate până acum omul n-a putut observa. Vreau să menționez că suntem cu toții pe aceeași linie și când zic cu toții mă refer la elevi, cadre didactice, manageri de instituție, minister, guvern, pe aceeași linie deoarece înțelegem necesitatea
dezvoltării direcției și identificarea unui vector corect pe această dimensiune. Și în acest context, sigur că la lista actorilor pe care i-am menționat îi aliniem și pe partenerii noștri de dezvoltare care sunt alături de noi, de societatea noastră, pe parcursul întregii căi de dezvoltare a țării noastre ca și stat independent. Vă mulțumim foarte mult pentru suportul atât financiar oferit, dar și în egală măsură de expertiză, care este de o foarte mare importanță în procesul de devenire a noastră ca și societate, și aici voi zice ca și societate digitizată. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim foarte mult! Pe doamna Galina Rusu am cunoscut, am avut onoarea să o cunosc încă prin anul 2019, când am fost în vizită la dumneei la Universitatea de Stat de Moldova. Pe atunci încă proiectul Tecnul în Fiecare Școală era în fază de pilotare, de dezvoltare, și vorbeam cu dumneei despre disciplinele de proiectare și dezvoltare web. Iată că astăzi, doamna Rusu, avem doar în acest an peste 10.000 de elevi din toată Republica care studiază această disciplină. Am crescut între timp, între acești 3 ani. Doar ca să facem o mică retrospectivă despre transformarea pedagogică, pentru că urmează și o prezentare mai detaliată ulterior în agenda. O să am câteva slide-uri pregătite pentru dumneavoastră cu privire la ce a însemnat pentru școlile beneficiare această transformare pedagogică. Deci ne-am bazat pe un model elaborat de OECD, el se numește Learning Compass sau Busola Învățării, care promovează învățarea bazată pe competențe și pune accentul pe cunoștințe, abilități, valori, atitudini, și expertul nostru a mai adăugat și o componentă de pedagogie digitală și, desigur, că valoarea implicării elevilor prin student agency. Am adus ceva nou în cadrul instituțiilor de învățământ, elemente din lumea antreprenorială. S-ar mai fi gândit cineva că un cadru didactic ar folosi termeni precum Lean Startup, MVP, Minimum Viable Product, User Interface, User Experience este alt model de analiză. Deci, cumva, în luna august, dacă ar fi să vedeți, să fiți aici pe atunci, deci toți erau așa foarte bulversați. Oare ce înseamnă această terminologie în engleză? Oare ce înseamnă? Dar iată că am ajuns astăzi, în luna noiembrie, în care deja în atelierul din acest weekend, profesorii erau foarte degajați, foarte încrezuți pe sine și utilizau acest termen liber. Și nu doar că utilizau, ei erau entuziasmați să vină să prezinte produsul lor de MVP. Pe următorul slide o să vedeți care sunt acele competențe de care vorbea doamna Rusu anterior. Sunt competențe care au fost alese, selectate de 25 de școli pentru că ei își doresc aceste competențe să fie dezvoltate în rândul elevilor săi. După cum vedeți, deci rezolvarea de probleme rămâne a fi o competență pe care multe școli o prioritizează, gândirea critică, competențele digitale și multe altele. Următorul slide o să vedeți și ceea ce s-a întâmplat aici, în sală, ieri, alaltă ieri. După cum vedeți, din cadrul fiecărei școli digitale au venit cadre didactice, elevi și directorul instituției pentru a lucra în continuare la o metodă de evaluare calitativă a acestor competențe, care este un lucru care nu s-a mai întâmplat sau nu prea există la nivel internațional. Haideți să mergem la următoarea componentă a școlii digitale, care este învățarea bazată pe proiecte STEAM. Pe lângă competențe, ne dorim să dezvoltăm și o generație de tineri care combină aceste competențe de rezolvare a problemei, de gândire critică, analitică, anume la discipline ce țin de știință.
prin folosirea de modele 3D, librăria oferită de compania Corint și alte elemente de AR-VR. Pentru a veni cu un cuvânt de susținere către dumneavoastră, stimați profesori, aș vrea să o invit pe scenă, pe excelența sa, ambasadarea Suediei în Republica Moldova, cu un cuvânt de salut. State Secretary, distinguished guests. De stat, dragi oaspeți, parteneri, învățători și elevi, bună ziua! Este o plăcere să mă aflu aici astăzi, să văd cum are loc această călătorie complexă prin transformarea digitală și este condusă de 25 de școli ambițioase și muncitoare de pe teritoriul Republicii Moldova. Investirea în STEAM înseamnă schimbare calitativă în sistemul educațional. Competențele STEAM sunt foarte necesare, iar beneficiile vor fi minunate pentru competitivitatea Republicii Moldova. Probabil ați observat că statele din Europa, una după alta, dezvoltă STEAM-ul și în Suedia este aceeași situație. Noi susținem educația STEAM pentru că aceasta, la rândul ei, duce la dezvoltarea economică. Cleantech, fintech, tot asta vine din educația corectă a elevilor din licee. Posibilitățile de astăzi sunt fără limite. Deci ne bucurăm foarte mult să vedem că mai sunt încă 180 de școli de pe întreg teritoriul Republicii Moldova care se alătură acestui curent. Vom avea niște elemente inovative care sunt un pas foarte mare față de ceea ce aveam câțiva ani în urmă. Astfel, elevii împreună cu profesorii își vor dezvolta abilitățile digitale pe întreg parcursul anului școlar. Deci, stimul deschide oportunități atât pentru fete cât și pentru băieți ca să facă progres în studii și să acceseze în viitor joburi bine plătite. Astfel, fetele și femeile care absolvesc STEAM-ul sunt într-o proporție mai mare decât băieții și bărbații, dar au o reprezentare mai mică în sectorul TIC. Totuși, în câțiva ani doar am reușit să dăm naștere interesului pentru știință și științe tehnologice printre fetițe și mă bucur să văd că atingem acest echilibru de gender și vă felicit că fetițele ocupă deja mai multe 50 de scaune. Deci, dragi profesori, dragi lideri ai sistemului educațional, ați demonstrat de multe ori că nu există o misiune imposibilă pentru dumneavoastră. Vreau să vă încurajez să continuați la fel în această călătorie transformativă a pilotului Școala Digitală și aștept cu nerăbdare să aud despre planurile și reușitele dumneavoastră în acest sens în anul școlar curent. Vă doresc mult succes și toate cele bune. Vă mulțumesc! We thank you for your support and we hope that at the end of the school year our schools will be presenting their STEM projects which will be STEM de o calitate înaltă și sperăm să avem mai multe fetițe elevi ca parte a acestor componentă de învățare pe bază de proiecte STEM. După cum am pomenit, este vorba de librăria Corint, care este una dintre cele mai mari librării la nivel internațional de modele 3D, elemente AR și VR, care sunt oferite cu titlu gratuit pentru școlile din Republica Moldova, 25, cele care fac parte din proiectul Școala Digitală și alte 180 de școli din proiectul Tecul în Fiecare Școală care au aderat și ei la această librărie. După cum vedeți, astea sunt oportunitățile pe care le oferă. În mare parte fac ca orele de știință, geografie, chimie, fizică să fie mult mai interactive, atrăgătoare pentru elevi și să facă să trezească acel interes față de acest domeniu. Ori, dacă să luăm altfel, atunci, dacă nu ar fi această librărie, atunci elevii ar fi
în continuare a studiat aceste discipline din poze statice. Iată cum arată un proiect STEAM și în spate se vede și elementul de modelul 3D. În continuare, o să vedeți care sunt așteptările față de dumneavoastră, stimați profesori, școli implicate în această inițiativă. Deci, în luna decembrie o să inițiem discuții și instruiri, ceea ce înseamnă de conceptul de proiect STEAM pe care urmează să-l dezvoltăm. Iar în luna, începând cu ianuarie până în luna mai, vom avea perioada de proiectare și elaborare, dezvoltarea acestui proiect, ca în luna iunie să avem și prezentarea acestora. În continuare, componenta care foarte mult este întrebată și foarte mulți dintre dumneavoastră, stimați profesori, ne comunicați că este o necesitate stringentă dotarea școlilor cu echipamente. Într-adevăr, dacă este să facem o analiză și lucrul ăsta l-am făcut, în cele 25 de școli, marea majoritate a echipamentelor sunt de specificații tehnice de 2-4 GB RAM. Da? Multe dintre aceste echipamente au nevoie să fie actualizate, să fie adăugate memorie operativă, să fie adăugate și acel SSD și HDD, dacă sper că le-am pronunțat corect. Următoarea componentă pe care o avem în cadrul școlii digitale este spații inovative de învățare sau laboratoarele digitale care vin în susținerea elevilor și profesorilor de a preda nu doar disciplinele ce țin de profesiile viitorului, dar și alte discipline STEM sau ce țin de pentru cei mai mici educația digitală. După cum vedeți la ecran, sunt poze din laboratoare digitale care au fost lansate anul trecut. Iar pentru a veni în fața dumneavoastră cu un cuvânt de susținere și de salut, aș vrea să invit pe scenă un reprezentant al delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Boris Filipov, Project Manager. Ambassador of Sweden. Excelență, doamnă ambasadora a Suediei, doamnă secretar de stat, dragi parteneri, profesori și elevi. Din partea delegației UE în Republica Moldova vreau să vă zic că mă bucur foarte mult să mă aflu aici la acest eveniment pe marginea școlii digitale care promovează transformarea sistemului educațional într-o abordare holistică. Din partea delegației vreau să vă zic că ne bucurăm să susținem conceptul laboratoarelor digitale. Acestea reprezintă spații excelente de învățare care încurajează elevii să colaboreze, să creeze și să lucreze la proiectele lor tehnologice. Anul trecut, 9 școli din regiunea de sud au beneficiat de pe urma unui laborator digital și asta era ca parte a City Startup Lab în Cahul, implementat cu asistența financiară a Uniunii Europene în parteneriat cu Suedia. În acest an școlar, alte 6 școli din regiunea de sud vor reuși să-și deschidă laboratoare digitale. Îmi amintesc, la începutul anului, împreună cu domnul ambasador, am fost la deschiderea oficială a acestor laboratoare în partea de sud a Republicii Moldova și am fost cu adevărat impresionat de vârsta elevilor. Vârsta cuprinsă între 8 și 10 anișori și ei deja puteau să-și creeze propriile programe pe calculator. Și, desigur, toți elevii aveau competențe în acest sens, dar interesul și capacitatea de a realiza aceste sarcini la copii atât de tineri sunt foarte promițătoare și această inițiativă este foarte importantă, în special pentru zonele rurale ale țării, acolo unde nu fiecare copil
are laptop sau computer, respectiv le dăm oportunitatea de a își îmbunătăți abilitățile digitale în cadrul școlii, prin intermediul laboratoarelor digitale. De asemenea, m-am bucurat să aflu că 6 școli din EU, For Moldova Startup City Cahu, sunt parte din inițiativa Școală Digitală pentru a adopta o transformare digitală și pedagogică. Desigur, aceste laboratoare digitale nu sunt suficiente. Întreg procesul de predare trebuie să fie transformat pentru ca tânăra generație să fie pregătită de transformarea digitală a țării, care acum este în curs de desfășurare. Am menționat că strategia pentru transformarea digitală a educației este în curs de elaborare, dar vreau să menționez de asemenea că o strategie digitală generală este în curs de elaborare și ea va afecta practic toate sectoarele societății și toate sectoarele economice. Astfel, pentru a fi pregătiți să participăm în acest proces, să beneficiem de pe urma oportunităților, trebuie să începem să lucrăm în acest sens în școli. De asemenea, s-a menționat că în cadrul inițiativii TechWell pentru fiecare școală, multe discipline noi au fost elaborate, 10.000 de elevi studiază aceste discipline, dar asta se face în mod extracurricular. Ceea ce am vrea noi este să zicem că e important ca Ministerul Educației să întreprindă pași pentru a include aceste discipline în curriculumul oficial, astfel încât mai mulți elevi pe teritoriul țării să poată să se implice în studierea acestor discipline. Astăzi am participat într-un eveniment dedicat antreprenoriatului femeilor în sectorul TIC. Și am văzut acolo că femeile rămân în minoritate în acest sector. Nu există încă o egalitate de gen în acest sector. Și în ceea ce privește antreprenoriatul, per general, tot nu este o egalitate de gen. Aici văd că majoritatea învățătorilor sunt doamne și, respectiv, sper că veți reuși să atrageți mai multe fetițe în procesul de studiere a acestor discipline tech pentru a îmbunătăți situația anume în acest sens și pentru a încuraja potențialul în acest sens. Încurajez elevii să folosească la maximum laboratoarele digitale și vă rog, continuați să perseverați în ceea ce privește abilitățile și cunoștințele în acest sector. Vă doresc mult succes! Thank you, Boris, for your support, for your kind words. Indeed, last year we had an excellent launch of the digital labs in the south, also in the north, and we've been able to see young students as early as third grade who were able to utilize technologies at their best in within the computer labs. Aceste spații de învățare inovativă sunt spațiile în care elevii vin cu idei creative și lucrează la produse și servicii, fie că sunt parte din curricula școlară, fie că fac parte din competiții la care ei participă. Până la urmă, aceste spații trebuie să existe în fiecare școală, pentru că ele încurajează elevul să vină să fie mai creativ și să aibă toate cele necesare pentru a veni cu un produs de calitate și în acest proces să-și dezvolte și competențele digitale. Anul trecut, după cum s-a menționat, 19 laboratoare au fost deschise. Anul acesta urmează să fie deschise alte 16 laboratoare. Eu presupun că dumneavoastră deja ați văzut unele din echipamente prezente aici în sală. Ele fac parte din prima tranșă care urmează să ajungă în instituții, instituțiile din nord și centru. Sunt monoblocuri și laptopuri
de ultima generație cu software licențiat care sunt oferite de partenerii proiectului. Anul acesta suntem onorați să avem un nou partener al laboratoarelor digitale și aș vrea să ofer cuvântul domnului Marius Tot, care este însărcinat cu afaceri al Ambasadei României în Republica Moldova, să vină cu un cuvânt de salut pe scenă. Bună ziua, stimată doamnă secretar de stat, stimată doamnă ambasador al Regatului Suediei, dragi colegi din Corpul Diplomatic, dragi colegi de la PNUD și stimați și onorat auditoriu, toți cei care sunteți într-un fel sau altul implementat parte al acestui proiect. Îmi face o reală și deosebită plăcere să mă aflu aici luând parte la un eveniment atât de important și în calitate de reprezentant al Ambasadei României în Republica Moldova. Vă rog să-mi permiteți să transmit salutul excelenței sale domnul Cristian Leon Țurcanu, ambasador României în Republica Moldova și a tuturor colegilor mei din ambasadă. Aș vrea să vă fac o mărturisire. În sfârșitul anului 2020, dacă nu mă înșală memoria, am citit fișa acestui proiect. Urma ca ambasada să facă propunerea acasă la București pentru finanțarea unor proiecte prin Agenția Română de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, sau mai pe scurt ROID. Mi-a tras atenția acest proiect prin atributele sale, mai multe atribute, printre care caracterul inovativ, foarte actual, și un alt atribut la care noi, România, ținem foarte mult, și acela este atunci când susținem un proiect, fie că este vorba în Republica Moldova sau în alte spații. Ne dorim mult ca acel proiect să fie în beneficiu direct al cetățenilor. Iar acest proiect, printre altele, asta este una dintre calitățile sale, și atunci, făcând propunerea spre București, spre bordul de selecție care urma să selecteze proiectele, chiar mi-am dorit să facă parte din proiectele selectate. Și iată că lucrul acesta a devenit realitate și parteneriatul dintre ROID și PNUD, care deja are o istorie destul de lungă în spate, de peste 10 ani, a prins din nou viață și suntem fericiți că asistăm la un eveniment care marchează anumiți pași deja implementați în cadrul proiectului. Sigur, eu nu sunt specialist în educație digitală sau digitalizată sau digitizată, dar cu siguranță în calitate de beneficiar direct, în calitate de părinte, constat și eu
Asemeni cum cu siguranță constatați și dumneavoastră, necesitatea introducerii unor noi metode de învățare care să răspundă cerințelor și actualității care ne înconjoară în acest deja bine demarat secol 21. Mi-aș fi dorit și eu, în calitate de elev, de student, să am parte de asemenea tehnici, asemenea metode de învățare, dar iată că copiii noștri, elevii noștri, studenții noștri și, de ce nu, și profesorii noștri care învață să învețe, se bucură de beneficiile acestui proiect. Așa cum vă spuneam, avem un lung parteneriat cu PNUD-ul și suntem foarte fericiți și foarte onorați că am putut să fim parte în acest proiect cu o contribuție voluntară în valoare de 80.000 de euro. Și în plus, iarăși, dacă nu mă înșală memoria, numai în anul 2021 România a finanțat și a fost alături de PNUD pe mai multe proiecte, printre care și acesta, cu o contribuție financiară de peste 200.000 de euro pe anul 2021. Nu-mi rămâne decât să vă urez succes în implementarea acestui proiect, să urez tuturor beneficiarilor să învețe cât mai mult și să atragă toate beneficiile și să materializeze toate beneficiile oferite de acest proiect. Vă mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim, stimate domnule tot. Suntem la prima întâlnire, să zicem așa, cu proiectul TECU în fiecare școală. Profitând de această ocazie, aș vrea să vă extindem o invitație din partea echipei TECU în fiecare școală și școlile digitale care sunt astăzi în sală, să ne vizitați împreună cu excelența sa, să vedeți în realitate cum decurg studierea acestor discipline, profesiile viitorului și să vedem care sunt produsele și proiectele la care au reușit să lucreze și să le dezvolte elevii noștri. Vă ținem de cuvânt. Iar noi continuăm cu următorul component al școlii digitale, care este acel component care va asigura și succesul acestei inițiative, acestui proiect. Este vorba de programul de mentorat. Aceștia sunt experții în educație, mentorii care vor asista școlile școlile la programul de învățare bazată pe competențe, programul oferit de OECD, Learning Compass, busola învățării. După cum vedeți, sunt o echipă de profesioniști, experți în educație, care vor lucra împreună cu dumneavoastră, stimați profesori. De asemenea, în cadrul echipei sunt și alte două doamne care se vor focusa și vor oferi suport și ghidare pe programul Corint și dezvoltarea proiectelor STEAM și programul Microsoft Office 365 și integrarea acestor instrumente în procesul de învățare. Această echipă și acest program de mentorat este posibil cu ajutorul partenerului PNUD Moldova. Pentru aceasta aș vrea să o invit pe scenă pe doamna Andreea Ciuzova, rezidentă reprezentativă adjunctă PNUD Moldova. Vă invităm!
Hello, good afternoon, bona ziua, dear State Secretary, Your Excellencies, dear partners, dear educators, dear students. It is always a celebration to come to Techville, because the Techville is... Techul este o platformă vizionară, care de fapt în domeniul transformării digitale și educației digitale este un lider. În calitate de PNUD, noi de asemenea suntem mândri și partener onorat al TEC-ului și pe parcursul anilor noi am creat parteneriate în diferite inițiative. La subiectul de astăzi, și mulțumesc frumos, Marius, în domeniul laboratorilor digitale, noi sprijinim cu mândrie 35 de laboratoare digitale în toată țara și noi sperăm că numărul va crește în viitor. Haideți să revin la subiectul zilei de astăzi, este școala digitală și programul de mentorat. Noi am susținut și susținem această inițiativă cu 7 mentori prin programul de mentorat. Noi chiar credem că dacă transformarea digitală va avea succes, nu doar trebuie să folosim tehnologiile avansate, IT, nu doar să punem accent pe exemple de experiență a pedagogiei digitale și cum să o traducem în contextul Republicii Moldova. Nu doar trebuie să ne gândim la colaborare, design, dar trebuie să ne susținem profesorii care educă generația tânără, care de fapt o creează, această generație care va cere transformare digitală în această societate. Noi suntem mândri să contribuim cu programul de mentorat. Noi sperăm că vom putea să extindem pe mai departe și ca profesorii care sunt managerii procesului de predare vor avea suportul necesar pentru a le oferi idei, să le oferim sfaturi, expertiză tehnică sau să-i conectăm la expertiza care nu este disponibilă prin program. PNUD este cu voi și este promotorul puternic al transformării digitale. Noi suntem cu voi, cu domnul Țurcanu, cu care lucrăm să finalizăm strategia de transformare digitală a țării, care va fi o strategie întregului guvern, întregii societăți și de asemenea punem accentul pe strategie educațională și evident că vom folosi experiența TEC-ului și acestor inițiative pline de impact care au fost implementate pe cursul anilor. Eu înțeleg că de asemenea ca partea programului este o strategie de transformare digitală care este în proces de creație și care va fi implementată în aceste școli care pilotează această inițiativă de școală digitală. Noi suntem cu voi pentru a sprijini procesul acolo unde putem și cum putem și vom lucra cu voi pe calea transformării digitale a societății și educației. Mulțumesc frumos! Mersi, doamna Chiuzova. Mulțumesc frumos întregii echipe PNUD Moldova. Mulțumesc frumos tuturor partenerilor noștri. Mulțumesc pentru încredere. Mersi pentru suport și mulțumesc pentru faptul că ați făcut acest lucru ca să se întâmple în școlile din această țară. Now we will move to an interesting presentation. So, as you could see a little bit from the presentation of the schools, școlilor, din canvasurile care le avem noi aici, aceasta este lucrul lor greu, asidu, pentru a rezuma cum a început totul și unde, la ce etapă suntem acum și unde vrem să ajungem în viitor. Vreau să invit aici, pe această scenă, cu o prezentare. Și nu doar prezentare. El este o persoană plină de inspirație, o persoană expert în educație inovatoare. Și noi îl numim expert în educație revoluționară. A venit asta să facă Moldova, să răstoarne educația și să facă lucrurile, să se miște spre învățare bazată pe abilități și să o transforme în acțiuni. Vreau să le invit pe scenă Guy Levy cu o prezentare pentru voi, să înțelegem unde mergem
din punct de vedere a transformării pedagogice. Bun. Sunt tare entuziasmat. Dragi oaspeți, vreau să împart cu voi lucrul uimitor a acestor directori, profesori, elevi în ultimele 3 luni de când sunt aici cu ei. Ei sunt ei, nu eu. Veți vedea într-o clipă ce fac, ce sunt capabili, ceea ce este chiar ieșit din comun. Bun. În ultimii 5 ani fac parte din OECD 2030. A fost invitat Andreea Schleicher. Acolo în Israel lucram director al inovației și în ultimul an eu fac parte din echipa principală a acestui proiect. Iată de ce a fost invitat aici în mai să reprezint OECD-ul în Moldova. Și iată ce a fost după. Să vă spun. Noi suntem primii. Primul sistem educațional. Eu fac parte, cred că sunt și eu parte din sistemul domnesc educațional care, într-adevăr, începem să mișcăm. Să ne mișcăm spre o curiculă bazată pe abilități, bazată pe programul OECD, Educație și Abilități 2030. Haideți să vă arăt ce a făcut noi din august, scuzați. Ce înseamnă cadrul pedagogic? Cadrul pedagogic este busola de învățare a OECD-ului. Busola de învățare a fost creată pentru a iniția mișcare spre o curiculă bazată pe abilități. Noi punem accentul în ecosistem, pe cunoștințe, abilități, atitudini, valori și împuternicire, puterea elevilor și a profesorilor. Și aceasta este ecosistemul care ne ghidează spre dezvoltarea unui sistem bazat pe abilități. Noi punem accentul pe abilități. În busola de învățare, noi divizăm abilitățile în 3 tipuri. Cognitiv, metacognitiv, care este extrem de important și cred că și cel mai greu de implementat. Abilități socio-emoțional și practice și fizice. Toate acestea fac parte din ceea ce facem aici. Faza 1, august, la TEC-ul. Un cuvânt despre TEC-ul. Acest loc este, nu seamănă cu niciun alt loc din lume când vine vorba despre educație și am fost în multe locuri. Când le-am arătat lor ce este cu acest spațiu, celor din Israel, nici un profesor din Israel nu are așa un spațiu. Este un spațiu plin de inspirație și, de fapt, managementul său este atât de eficient și susține ceea ce facem aici. Nu ar fi posibil nimic fără TEC-ul. Asta vă spun vouă. Care sunt metodele inovatoare pe care le folosim? Este foarte important. Am avut niște probleme cu fontul, e prea mare. Deci e vorba despre inovație revoluționară. Ce este cu această inovație revoluționară? Noi nu mai putem să rămânem în secolul 20, în educația secolului 20. Noi mai mult ne aprofundăm în a treia decadă a lui secolului 21. Și ce încercăm să facem astăzi este să răsturnăm, să inovăm școala de astăzi, creând în același timp școala de ieri. Scuzați, de mâine. Ce facem noi aici? Sunt ambele lucruri și ele interacționează. Ce facem noi aici în august? Noi foloseam metodologii inovatoare, cum ar fi metodologiile antreprenoriale și foloseam Lean Startup, MVP, Design Thinking. Un cuvânt despre Lean Startup vine din high-tech, vine din lumea antreprenoriatului. Noi nu vom intra în istoria acestui startup, dar cel mai important lucru despre Lean Startup și MVP este că ajungi la client cât mai grabnic posibil pentru a testa produsul și e ceva, sistemul educațional
nu poate livra. Mare problemă. În Israel, 2 ani durează să creeze o curriculă nouă. Eu n-am văzut curriculă nouă în Israel care a fost, să fie fost creată cu elevii. Nu. Ei o dau profesorilor, elevilor, și nici profesorii măcar nu sunt reprezentați. După 2 ani o duc la elevi, la profesori, uneori este învechită, nu e relevantă. Dar știți că clienții nu au fost implicați în crearea produsului. Ce am făcut noi aici, în august, după părerea mea, s-a produs un miracol. Într-un o zi și jumătate, 60 de profesori, 7 grupuri, au creat un modul bazat pe abilități. Într-o zi și jumătate. Și după aceasta am adus studenți, elevii. Dar înainte de a aduce elevii, cred că ceea ce înseamnă baza, ceea ce facem noi aici, și de fapt, aceasta este mesajul. Noi nu creăm pentru ei. Noi o creăm cu ei, cu elevii, cu directorii, cu profesorii. Acesta este mesajul nostru și la asta ne gândeam noi că ar trebui să existe atunci când vorbim despre busola de învățare OECD. Eu nu știu un sistem, un alt sistem educațional care o face, într-adevăr, dar cu siguranță ceea ce încercăm să facem aici și veți vedea asta mai profund în ceea ce am făcut noi săptămâna aceasta, în weekendul acesta, de fapt, atunci când vom continua mai departe. Iată elevii care au venit miercuri după masă și într-o zi jumate au testat modulele pe elevi. Eu nu știam elevii moldoveni. Acum îi cunosc foarte bine. Acest capital uman pe care voi îl aveți în țara voastră este ceva ce cu adevărat ar trebui să-l luați în considerare. Noi am testat cu elevii și elevii au oferit feedback către profesori. Acest feedback a fost extrem de important. Erau onești și a ajutat. Profesorii au analizat MVP-ul peste o zi. După august au venit mentorii. Dar ce am făcut noi pe cursul a 3 zile aici la TechWorld cu mentorii a fost același lucru pe care l-am realizat cu profesorii în august. Deoarece este practic. Noi creăm un modul de învățare. Noi folosim metodologiile. Acum mentorii conduc școlile și este tare important, pentru că atunci când mentorul lucrează cu un grup de 5 școli, ei pot să prevadă ce se întâmplă în 5 școli și pot să compare, pot să-i ajute să creeze mai module mai bune, o pedagogie mai bună și este tare, tare valoros. Faza 2. Mergem mai departe spre MVP-ul școlar și primăvara creierii evaluării. Aici la TechWorld. Și motoul acestui sprint de elaborare și încă este o problemă cu fondurile. Este vorba despre interconectarea învățării abilităților și evaluării. Noi nu ne mai putem permite să spunem că noi predăm, învățăm și evaluăm această evaluare sumativă și testarea. Toate sunt împreună. Abilitatea de a evalua face parte din învățare și trebuie să vedem cum lucrează împreună și degrabă veți vedea niște evaluări. Punctul de evaluare pe care a fost create ieri, veți vedea exact despre ce este vorba. Și eu folosesc Asher, pentru că când duci la Asher, este o altă direcție. Și e ceea ce facem noi. Nu e ușor, este o provocare, dar eu cred că ne trebuie să putem să o facem. Tatiana deja a arătat lista. Dar eu vreau să accentuez ceva. Această listă conține aproape toate abilitățile despre care noi vorbim. În
pus la de învățare. Este important pentru că ne va permite nouă să ne uităm, să căutăm în sistemul educațional moldovenesc ce abilități folosește, cum funcționează. Și după aceasta, atunci când voi ajunge la cei ce cred eu că sunt pașii următori, veți vedea cât de important sunt abilitățile pe care le-a ales școala pentru următorii pași. Ce am făcut noi în ultimele două zile? Prima sarcină. Și am văzut această metodologie de canvas și interactivitate. Oamenii mă întreabă, cum faceți aceste lucruri cu atât de mulți oameni? Eu spun, nu fac nimic. Ei lucrează tot timpul. Cel puțin 85% din timp este dedicat lucrului. Și uneori vorbesc și eu. Ce facem noi aici? Noi categorizăm RP-urile pe care le gestionăm în școală, în cadrul busolei de învățare, categorie, subcategorie și metacategorie. Eu nu am nevoie de metacategorii, dar noi avem nevoie de metacategorii, pentru că dacă vedem că au metacategorii comune în 25 de școli, aceasta poate să ne ajute să mergem mai departe cu curricula naționale și să implementăm în ea aceste metacategorii de abilități. Asta se bazează pe cercetare științifică care a fost făcută la Cambridge și noi toți avem articol foarte bun care va apărea și o vedeți aici pe această foaie de hârtie. E ceea ce vine de la Cambridge University. Și după aceasta este partajarea la nivel de grup. Bun, este o parte, deci nu e o problemă, dar este o parte foarte importantă și foarte plină de entuziasm. În multe ateliere ei nu fac asta, dar noi pentru asta trebuie să avem timp mereu, discuții în grup. Putem sta o oră, jumate, două ore. Avem 25 de școli, avem 5 grupuri, 5 școli fiecare grup. Au mers școală după școală cu prezentări a ceea ce au făcut, ofereau feedback, puneau întrebări, dădeau sfaturi în mod respectuos. Și este foarte important din trei motive. 1. Trebuie să te pregătești pentru a prezenta. Trebuie să te gândești chiar și în mod metacognitiv a ceea ce ai făcut. 2. Deci vorbești cu alții. Și numărul 3, primești feedback. Feedback-ul este tare important. Am făcut acest lucru de două ori pe cursul a sâmbetei și duminicii și a fost foarte important. După aceasta au început școlile să lucreze la metodele de evaluare. Și acestea au fost cele 5 puncte pe care am vrut să le evidențiez la această sarcină. Fiți creativi, inovativi și revoluționari. Folosiți pedagogia digitală pentru a obține date, foarte important. De oriunde puteți să luați date, studii, aspecte digitale, documente, noi le-am folosit și ele ne vor ajuta să reflectăm și să creăm mai departe. Faceți evaluări, faceți ca evaluarea să facă parte din învățare. Nu este evaluare sumativă. Evaluarea face parte din învățare. Folosiți practici metacognitive, acestea sunt cele mai importante la această etapă, eu cred. Fiți deschiși la acest busolă de învățare și cele trei abilități pe care noi le-am discutat anterior. Haideți să ne uităm la unele din școli. Cred că am 5 școli aici, nu toate 25, n-am timp pentru asta. Promovarea competențelor antreprenoriale a elevilor. Asta e ceva când în această școală. Eu cred că au un produs final. L-am primit. Este un calendar. Dar procesul de producere a acestui calendar a fost unul tare important. E vorba despre studierea acestor competențe antreprenoriale. Gândirea critică, integrarea atuturor valorilor și a pedagogiei digitale. Este o problemă pentru evaluare. Și eu citesc, este o problemă pentru evaluare. Noi avem aici atitudine, cunoștințele, valorile și atitudine și vrem să integrăm evaluarea acestora și aceasta nu este o sarcină ușoară. Noi ne-am gândit la evaluare de la egal la egal.
ele vorbesc unii cu alții. Noi avem diferite tipuri de valori, poate fi autoevaluare, evaluare de la, egal, evaluarea profesorilor, evaluarea în grup. Putem folosi metode digitale în acest sens, dar aceasta va fi o provocare tare mare. Sper să văd ce fac în școli peste 2-3 luni. Asta e ceva ce nu eram gata pentru asta. Nu eram gata să primesc acest rezultat. A trebuit să mă gândesc la el pentru că cognitiv a fost tare complicat pentru mine. Nu știu dacă pentru voi. Ce a făcut aici? Profesorii și elevii împuternicit au creat acest cadru de evaluare a abilităților în școală și este o provocare tare mare. Și când am văzut asta, un lucru mi-a venit în minte. Ea, profesorii și niște elevi și încep să creezi curicula proprie a școlii bazată pe competențe și abilități pe care ei le-au definit pentru școală. Dacă puteți să faceți asta, asta ar putea fi o revoluție adevărată. Și în cele de urmă, cel mai puțin important, e vorba despre managementul timpului și soluționarea problemelor. Folosirea managementului timpului, e vorba despre aplicația din Google, calendarul din Google și alte instrumente pentru a analiza problemele pe care le aveți în managementul timpului și să faceți soluționarea problemelor. Este o combinație din cele două lucruri care este foarte bună. Noi putem să vedem asta de asemenea. Acum ajungem la cea mai interesantă parte și cea mai bună parte. Elevii. Ceea ce veți vedea acum, eu nu știu niciun alt sistem educațional din lume. Să nu menționez OCED-ul, pentru că nimeni din OCED nu a făcut chestia asta, dar ne-am prezentat asta. Ce a făcut noi o lună jumătate urmă la Paris, la OECD, ei s-au uitat la mine cu ceva de genul, nu ne vine să credem. Aici în Moldova am avut o idee să vorbim cu elevii despre activitățile lor ascunse. Știți cum? Ești din școală, pleci acasă, mănânci, dormi, vorbești cu părinții, dansezi, mergi la film, mergi la teatru, socializezi, multe lucruri mergi. Noi asta nu cartografiem, noi nu ne-am gândit niciodată despre importanța acestor activități. De asta le numesc eu ascunse, pentru că atunci când vorbim despre autoevaluare, din punct de vedere pedagogic, această evaluare ascunsă este de pe care sunt activități secrete, pentru că nimeni nu se uită la ele. Deci, eu m-am întâlnit, de fapt, cu 5-6 elevi pe Zoom din casa mea din Tel Aviv și vorbeam despre asta și atât de bine am mers că după 20 minute ei deja aveau 150 de activități și am început să lucrăm. Noi am decis să o facem aici cu 50 de elevi și veți vedea rezultatele de grabă a ceea ce au făcut ei. De fapt, eu cred că asta este... Eu așa ceva n-am văzut niciodată. Ce facem noi? Noi îi întrebăm despre activitățile lor ascunse în școală, acasă, în afară casei, e vorba despre interese sociale și altele. Și după aceasta îi întrebăm, ce tip de activități credeți că ați învățat, ați însușit? Bun, ei le mișcă și spun așa, deci acele pe care le-ați învățat, mutați-le aici și ce fel de abilități sunt asociate acestei învățări. Fără listă, ceva ce a venit din creierul, din imaginație, din experiența lor. Am avut 5 grupuri. Le numesc practici. E vorba despre împuternicirea studentului, elevului, pentru că ei acum sunt responsabili real de ceea ce fac. Și de asemenea, ceea ce avem noi aici este împărțirea în 3 tipuri de abilități. Este un alt grup. Alte 2 grupuri. Și după asta. Ieri i-am luat, a fost o sâmbătă, ieri dimineața, i-am luat pe toți împreună
ghidați de alți elevi de la Chișinău și în mod colectiv. De asta o numesc inteligență colectivă. În mod colectiv i-am întrebat să, i-am rugat să stabilească acele șase cele mai importante abilități și competențe pe care cred ei că au nevoie în mod colectiv și ei vor ca voi la școală să îi ajutați să lucreze asupra lor. Iar aceasta a fost un eveniment uimitor, ceea ce vedeți voi aici. Iată rezultatele. Iată cele trei elevi care au prezentat-o. Ceea ce vedeți voi aici, încredere, alfabetizare informațională, important pentru ei. Emoții, managementul emoțiilor. Da, au vorbit despre modul în care pot să țină în frâu emoțiile dificile. Ei vor că voi la școală să ajutați cu acest lucru. Acceptarea faptul nereușitii. Nu știm cât de important este nereușită. Eu am spus că ei vor să facă față nereușitii, nu doar reușitei, creativitatea și flexibilitatea. Bun. Vă rog să ascultați vocile elevilor, pentru că eu cred că aceasta chiar înseamnă viitorul educației în Moldova. Aceasta va fi un nou nivel, noi în culm pentru educație. Știu că vorbesc mult. Ultimul slide este ce urmează, ce cred eu că ar trebui să fie următorul pas. E vorba despre tirajarea acestui aspect bazat pe abilități, pentru că, de fapt, avem oameni tare buni aici. Și aceasta poate fi făcut în următoarele câteva luni, poate până la sfârșitul acestui an academic. Dar pe 2023-2024, eu cred că Moldova, sistemul educațional de Moldova, poate fi primul în lume care creează un curricul online bazat pe abilități pentru toate școlile din Moldova. Dar acest module bazat pe abilități care pot fi 300, 400, 500, poate mai mult de 1000, ar trebui să fie create, dezvoltate de profesori și elevi. Un grup de profesori, un grup de elevi împreună. Și aceasta va fi o inovație reală. Deci, toți alte sisteme educaționale trebuie să le preia. Deci trebuie să măriți aeroportul din Chișinău pentru toți cei care vor veni aici la voi, să vedeți ce faceți voi aici. Mersi mult! Mersi, Guy! Vă mulțumesc mult! Și acum vom face o pauză. Agendele invitaților noștri, oaspeților noștri, sunt foarte încărcate. Le mulțumim foarte mult că și-au dedicat 2 ore din timpul lor, mai mult de atât, să vii să ne viziteze. Vă rugăm foarte mult să facem o poză la final, înainte de a ne lua rămas bun, după care noi continuăm cu următoarele prezentări. Vă rog mult. Aici. O să rugăm să aprindem lumina. Noi continuăm. Am vorbit anterior despre transformarea digitală și am vorbit despre faptul că vom colabora cu un partener în educație la nivel internațional, care are experiență de a lucra cu Ministerul ale Educației în implementarea și instalarea Microsoft Office 365, nu doar din punct de vedere tehnic, dar și din punct de vedere pedagogic al educației. Ei nu au putut să fie astăzi aici cu noi, dar ei ne-au trimis un video în care ne vor prezenta în ce constă acest program și suportul lor. Eu am să vă rog să punem căștile, pentru că este mesaj în limba engleză.
Philibond Burning, de la TA International, șef departamentului de consultanță, și din partea domnului Molyneux și din partea domnului Mark York, care este directorul executiv. Vă mulțumim că ne-ați invitat să împărtășim această informație cu dumneavoastră astăzi. Eu sunt Philibond Burning. Repet același lucru. Această prezentare se referă la transformarea digitală cu ajutorul Microsoft 365 în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova. Noi oferim consultanță strategică, instruire pentru personal și ateliere de lucru pentru elevi în întreaga lume. Îl avem pe ca partener Microsoft in Education și anul trecut am câștigat premiul Microsoft Training Partner. Deci suntem aici pentru a ajuta ministerul în ceea ce privește implementarea Microsoft în transformarea digitală. Este important la în orice transformare digitală să fie luată o abordare strategică. Astfel, Microsoft are un cadru de transformare digitală care urmează să ghideze școlile prin complexitatea transformării digitale. Acest cadru este bazat pe cercetări și pe implementarea celor mai bune practici în întreaga lume. Acest cadru, care se numește ITF, constă din 4 piloni. Primul pilon este leadership și politici. Aici vorbim despre importanța unei viziuni și a unui plan de schimbări și lucru în parteneriate. Al doilea pilon se referă la învățare și predare, axându-ne pe necesitățile elevilor cu susținerea tehnologiilor și prin noi forme curriculare. Al treilea pilon îl reprezintă mediul inteligent. Deci, astfel ne asigurăm că vă axați pe informație sigură, privată și sigură. Și aici se alătură și instrumentele analitice și inteligența artificială pentru a lua decizii informate. Al patrulea pilon este succesul elevului și al școlii. Aici vorbim despre dezvoltare și instruirea învățătorilor și a personalului tehnic pentru ca aceștia, la rândul lor, să ajute elevii să se pregătească de următoarea fază a învățăturii și de angajare. De asemenea, ne axăm pe educație echitabilă, astfel încât să întrunim necesitățile tuturor elevilor. Am lucrat cu ministerul într-un proces de consultanță, am fost implicat la faza de evaluare, am discutat cu liderii de la școli, din minister și de asemenea cu personalul tehnic pentru a înțelege mai bine conjunctura în ceea ce privește tehnologia și sistemul educațional din țară. Și acum finalizăm un raport de evaluare în acest sens. Dacă aveți și dumneavoastră careva comentarii care considerați că trebuie incluse în raportul de evaluare, vă rog să o informați pe Tatiana. Scopul raportului de evaluare este de a înțelege mai bine școlile care participă în proiectul pilot și de a vedea dacă ele sunt pregătite pentru pilotarea programului Microsoft 365. După asta va urma un atelier de lucru strategic, elaborarea unui plan de acțiuni și o revizuire a abilităților pentru a înțelege care sunt abilitățile la moment a profesorilor care participă în proiectul pilot și respectiv să ne ajustăm planul de instruire astfel încât să le îmbunătățim aceste abilități ale profesorilor. Iată câteva aspecte de reper din evaluarea pe care am desfășurat-o. Țara urmează să fie felicitată pentru faptul că se axează pe abilitățile viitorului și aici felicităm și TECFIL-ul pentru cursuri de dezvoltare a abilităților
digitale, atât cele care sunt parte din curriculum, cât și cele extracurriculare. Am citit strategia Educației 2030 în versiunea sa de proiect și văd că sunt multe prevederi care le-am identificat și în alte sisteme ale altor state în care am lucrat. Conexiunea de internet în întreaga țară este bună și posibil că o să fie necesară lucru mai departe pentru a dezvolta rețele interne din școli. În acest sens, pe parcursul pandemiei COVID-19, majoritatea personalului a reacționat rapid la tranziția la învățământul la distanță, au folosit instrumente digitale, iar următorul pas este de a trece la o platformă centralizată, sigură pentru învățare și predare, care ar fi gestionată la nivel central. Școlile cu care am discutat au acces la un laborator de computere și unele din ele au acces la noile laboratoare Techwell. Aceste laboratoare digitale sunt o sursă foarte valoroasă pentru școli și vor fi folosite în pilot. Ce am remarcat? Unele școli care încă nu au aceste laboratoare digitale trebuie să treacă o inventariere a tehnologiilor pe care le posedă în interiorul școlii. Sunt o serie de companii care ne susțin în cadrul acestui proiect și este important să avem o echipă centralizată de suport care am format-o în cadrul managementului Microsoft 365. Deci ETF-ul trebuie să fie un cadru holistic, o abordare holistică. Recomandăm în primul rând să ne axăm pe următoarele trei domenii cheie. În primul rând, viziunea pentru o schimbare. În al doilea rând, dezvoltarea continuă a abilităților elevelor în utilizarea Microsoft 365. Aceasta este o platformă care se folosește în întreaga lume și de asemenea urmează să ne axăm mai mult pe învățător, pe lider și pe dezvoltarea IT, astfel încât să susținem cadrele pedagogice în utilizarea instrumentelor IT și aplicarea acestora în predare prin intermediul Microsoft 365. Proiectul pilot se va axa pe 25 de școli din întreaga Moldova, iar scopurile sunt următoarele. În primul rând, urmează să fie elaborat fundamentul unei platforme care va fi folosită pentru învățare, predare și pentru colaborarea între personalul didactic. În al doilea rând, urmează să dezvoltăm abilitățile profesorilor care folosesc această platformă pentru ca aceștia să o folosească eficient și pentru ca să-și îmbunătățească propriile practici pedagogice pentru a spori eficiența aplicării acestor instrumente și, în al treilea rând, utilizarea mai eficientă a tehnologiei pentru a îmbunătăți experiența elevilor și a profesorilor. Care este orarul pe care ne-l propunem? În primul rând, urmează până la sfârșitul săptămânii viitoare să finalizăm raportul despre care am vorbit. După asta va avea loc un atelier de lucru strategic și elaborarea unui plan de acțiuni. După asta urmează să facem o evaluare a abilităților învățătorilor în utilizarea Microsoft 365 și în baza rezultatelor acestei evaluări vom elabora un curs de instruire. Vom forma și o comunitate online pentru cadrele didactice care vor participa în proiectul pilot. Acolo, cadrele didactice vor face schimb de importanță și cele mai bune practici în ceea ce privește aplicarea Microsoft 365 în clasa de studii. Și, de asemenea, vom desfășura ateliere de lucru tehnici pentru personalul tehnic, astfel încât să fie gestionat și instalat Microsoft 365 corect. Următorul pas este un atelier de lucru strategic. În al doilea rând vom configura platforma și în al treilea rând vom elabora un program de instruire livrat pentru învățători în limbile locale. Vă mulțumesc! Din UK ne-au mai rămas două prezentări care știu că vă interesează, știu că ați așteptat acest moment.
Știu că mulți dintre dumneavoastră nu cunosc că există oferte oferite de furnizori locali în Republica Moldova cu privire la dotarea sau oferire de acces de internet de mare viteză în cadrul școlilor. Am invitat astăzi două companii care în mare parte acoperă toate școlile. După cum ați văzut, cele 25 de școli, practic, fie sunt la Starnet, fie sunt la Mold Telecom conectate. Respectiv, haideți să auzim care este oferta acestor două companii și cum putem să beneficiem, cum putem să aducem internet de mare viteză la noi în instituție. Prima prezentare o vom avea din partea companiei Mold Telecom și domnul Ungureanu, vă rugăm pe scenă. Salutare tuturor! Eu mă numesc Ungureanu Vasile Călin, sunt reprezentant al companiei Mold Telecom. În cazul în care este necesar să vorbesc puțin mai tare, mă anunțați. Ok? Tak. Ok. De fapt, suntem prezenți pe piață deja de 30 de ani și începând din anul 1993, de fapt, am început cumva doar cu telefonie fixă. Acum, dat fiind faptul că au trecut 30 de ani și au fost 30 de ani de investiții, investiții mari, cât și pe partea de finanțe, cât și pe partea de resurse, cât și financiare, cât și pe partea de resurse umane, ne-am dezvoltat și acum putem spune că putem să oferim tot, absolut tot spectrul de servicii care le oferă orice operator dezvoltat în sfera de telecomunicații. Adică acum putem să oferim și internet de înaltă viteză, acum putem să oferim și IPTV, acum putem să oferim și telefonie mobilă, putem să oferim și telefonie fixă. Așa. Dacă să vorbim acum despre Mold Telecom, puțin în cifre, Mold Telecom la moment are 2,2 milioane clienți, dintre care suntem lideri la telefonie fixă circa 90% din piață, plus la toate suntem lideri la internet prin fir. Avem circa 60% de clienți de pe piață și plus la toate suntem lideri la IPTV cu o cotă parte de 58% de pe piață. Ok. Haideți să vorbim puțin și despre evoluția internetului, pentru că, de fapt, aici, pentru asta mai mult ne-am adunat. Începând cu anul 2001, am fost primii furnizori de internet care au furnizat serviciul de internet prin dial-up, cu o viteză extraordinar de mică, de 56 de kilobits pe secundă. Apoi, în anul 2004, am trasat primele fibre de ADSL, primele fire de ADSL, ceea ce ne permis să oferim o viteză de 20 de megabits pe secundă. Ca ulterior, în anul 2008, să felicităm primul nostru client care a beneficiat de tehnologia FTTX, ce a beneficiat o viteză până la 1 giga pe secundă. Și în 2010 deja am lansat și IPTV-ul digital, interactiv. Ok. Acum să vorbim puțin și despre internet gigabit în școală, da? Noi am aderat destul de recent. Practic, suntem cei mai tineri parteneri ai proiectului internet gigabit în școală, da? La moment, am conectat deja 207 școli pe întreg teritoriul al Republicii Moldova, cu internet de peste 100 de megabits pe secundă, adică până la 1 giga pe secundă. Însă, parte a familiei internet gigabit în clasa, în școala ta, fac parte la moment doar 6 licee, dintre care primul liceu a fost liceul din Ștefănești, Raionul Florești. Și o să vă povestesc puțin niște emoții trăite de către profesori, elevi. Cumva ei au rămas destul de încântați, nu cât destul, dar foarte încântați, precum i-am ales pe ei ca proiect pilot, ca să-i conectăm la serviciul de înaltă viteză. Ok. Așa. Știu precis că sunteți destul de obosiți și nu o să vă încarc foarte multe informații. Vreau să vă spun că absolut toate liceele și toate instituțiile de învățământ din toată Republica Moldova sunt eligibile de a aplica la acest proiect. Și, în fine, acest proiect în sine reprezintă un proiect de digitalizare a instituțiilor de învățământ și, automat, în cazul în care aplicați, compania Mold Telecom vă oferă absolut gratuit serviciu de internet cu viteza de 1 giga
2000 de megabits pe secundă, absolut gratuit pentru o perioadă 24 de luni. Ba mai mult, vă va oferi și 3 abonamente pentru 3 persoane din cadrul instituției de învățământ, absolut gratuit, pentru o perioadă de un an. Mai multe informații nu cred că o să vă încarc, pentru că toți îmi vrem acasă. Ok, eu vă mulțumesc mult! Unde ar putea școlile să depună o cerere, să zicem așa? Ok, sau pe site-ul Guvernului, sau intrați pe site-ul Clasei Viitorului, unde la fel găsesc 3 chestionare. Chestionarul Multelecom, chestionarul Starnet și chestionarul Orange. În cazul în care sunteți deja beneficiar de servicii de internet ai companiei Multelecom, intrați, completați chestionarul Multelecom, sau în cazul în care faceți parte de... Am înțeles mesajul, intrăm pe, sau îl vom partaja noi, acest chestionar, în rândul tuturor școlilor, nu doar școlile digitale, dar în cadrul proiectului Teclu în fiecare școală sunt 333 de școli conectate la proiect, respectiv vom partaja această oportunitate cu ei toți. Vă mulțumim foarte mult! Într-adevăr, compania Multelecom a fost cea de-a treia la număr care a venit către școlile din Republica Moldova cu oferta lor de conectare la internet de mare viteză. Dar care a fost totuși prima companie care a venit cu această ofertă către școli? Cred că s-a văzut și din infograficul pe care l-am avut anterior pe ecran. Cele mai multe școli, inclusiv din școala digitală, care sunt conectate la internet de mare viteză, sunt școlile conectate de către Starnet. Haideți să vedem și să auzim oferta pe care o are Starnet pentru dumneavoastră. Doamna Elena Popescu. Aude? Bună ziua, eu sunt Elena, reprezentantă companiei Starnet. Fiind ultima mea prezentare, promit să nu vă rețin din timpul dumneavoastră și foarte pe scurt vă explic despre, vă povestesc despre proiectul Internet Gigabit pentru școala ta și cum îl puteți beneficia de el. Starnet oferă conectare gratuită la internet gigabit pentru 300 de școli, așa am semnat memorandumul de înțelegere, susținerea conectivității și utilizarea tehnologiilor digitale. Semnat sub egida Ministerului Educației și Cercetării, împreună în parteneriat cu Centrul de Inovații Digitale în Educație, anul trecut Starnet a lansat acest proiect. Ce presupune el? Este foarte simplu. Se oferă, proiectul Internet Gigabit oferă conectarea la internet de mare viteză de 1 gigabit pentru o perioadă de 24 de luni cu conectarea absolut gratuită și cu routerul inclus în cost. Adițional, se oferă 5 pachete sociale la preț special pentru profesori și elevi din familii social vulnerabile. Adițional la toate, desigur, oferim și asistență tehnică pe tot parcursul acestui proiect ca să asigurăm bună funcționare a sistemului informațional în instituții. Sunt eligibile, se solicită conectarea la internet de mare viteză în cadrul proiectului toate instituțiile de învățământ general, școli primare, gimnazii, licee din localitățile menționate. Acestea sunt municipiul Chișinău și cele 19 raioane menționate pe ecran. Toate instituțiile care își vor lua angajamentul se conecteze prin cablu sau rețea Wi-Fi, cel puțin 5 seli de clase sau un etaj din resursele proprii.
Și aici compania StarNet vine în spate cu un suport de o echipă specialistă, profesionistă, care se deplasează la fața locului și execută un audit tehnic absolut gratuit și identifică soluția cea mai potrivită pentru fiecare instituție. Și vă propune la alegere, la analiză, spre analiză, un proiect de acoperire la rețea prin cablu sau Wi-Fi cu cele mai performante echipamente care se utilizează acum pe piață. Vreau să vă spunem că în continuare vom investi în sume importante în acest proiect și vă încurajăm școlile prezente și alte școli care le cunoașteți, transmiteți informația, că noi vă așteptăm și prin scanarea acestui QR cod veți găsi formularul de înregistrare în acest proiect. Și în următoarele zile, deja consultantul comercial din partea noastră vă va contacta și vă va oferi toate detaliile pentru acest proiect. Sau dacă nu este posibil să scanați QR codul, notați contactele, numărul de telefon și e-mail și ne puteți contacta oricând doriți. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Dacă e posibil, am o întrebare. Discutând cu școlile, au comunicat că au completat un chestionar și au fost aplicațiile care au fost refuzate. Dacă este vreun motiv pentru care anumite școli pot fi refuzate în cazul în care aplică? Dacă vorbim despre compania StarNet, unicul criteriu pentru care nu poate fi eligibilă instituția este penetrarea, posibilitatea tehnică. StarNet, cum am menționat, poate propune acest proiect pentru doar 19 raioane. Și mă refer doar la orașe. Da? Dacă sunt localități rurale, da? Deja compania, partenerii noștri, concurenții noștri, operatori Multilecom, cu siguranță vă pot oferi o asistență în această localitate. Dar, în schimb, pentru celelalte localități, noi suntem oricând la dispoziție dumneavoastră. Mersi tare mult. Aceeași întrebare pentru dumneavoastră, domnul Ungureanu. Ar fi, dacă este vorbim de o școală cu prezență sau care este într-o regiune rurală, există situații în care această școală ar putea să fie refuzată? Nu. Nu există. După ultimele chestionare care le-am primit acum de la Clasa Viitorului, au fost circa 100 de instituții care au aplicat la internet gigabit în școala ta. Absolut toate școlile au fost telefonate, au fost informate și absolut toate sunt eligibile. Deja totul depinde de școală. Dacă școala își asumă unele cheltuieli, e ok. În cazul în care nu își asumă unele cheltuieli de creare infrastructurii sau ceva de genul ăsta, cu părere de rău, deja refuzul parvine de la școală și nici de cum nu de la operator. Operatorii mereu au fost mega deschiși ca să ofere internetul absolut total gratuit, mai ales că este un lucru care ne ajută și pe noi pentru a digitaliza instituțiile și școlile, pentru a-și digitaliza cât și profesorii, cât și elevii. De ce nu? Cam asta este. Oferiți, poate, cineva din specialiști, poate să se apropie de școală pentru a face o evaluare, să vedem care ar fi costurile? Da. Deci asta intră. Ceea ce ține de auditul tehnic sau cercetarea, spațiului unde va fi instalat sau unde va fi trasată fibra optică este absolut total gratuită și nu vă obligă absolut nimic, la nimic. Iarăși, în momentul în care se semnează deja contractul, da, atunci, sau în cazul în care dumneavoastră sunteți de acord cu cheltuielile anexate, făcute sau cercetate de către echipa tehnică, în cazul dat, da, deja noi putem să contractăm clientul pentru o perioadă minim obligatorie, astfel încât 24 de luni să fie absolut în totalitate gratuit. Mai am o întrebare. Cât ar dura, iată să zicem că astăzi completăm chestionarele, în cât timp vom avea specialistul de la Multilecom sau StarNet în cadrul instituției ca să facă acest assessment, evaluare tehnică? Ok, toate formularele noi le primim de la Clasa Viitorului, astfel încât în decurs de o săptămână formularele ajung la noi, ele ajung la noi în fiecare lunea. În cazul în care ați completat-o vinerea, luni deja o primim, marți, miercuri, ok, de asemenea luni vă contactează managerul nostru, marți tehnicianul este la fața locului, dat fiind faptul că sunt regiuni, toate
echipa de bază care se ocupă cu cercetarea și cu auditele tehnice sunt din Chișinău. Automat, din ziua de azi, când noi transmitem informații, au nevoie cel puțin de 24 de ore ca să primească informația și ca să se deplaseze la voi în regiune. Partea de Chișinău e mai simplu, în cazul în care este o instituție din Chișinău. Iarăși, luni noi primim toată informația, marți tehnicianul este la dumneavoastră pentru a efectua auditul tehnic. Și deja miercurea vă telefonează, ok, da, vă telefonează cu rezultatele unul din managerii noștri. Același lucru și la Starnet? Da, aproximativ același lucru. Noi vedem listele în dată, după ce completați formularul, noi vă vedem, deja începem, distribuim către manager, managerul preia în lucru și în următoarele 3 zile deja echipa de audit tehnic se deplasează la instituție pentru un audit. Și da, se întâmplă foarte repede, de fapt. Eu o să mai adaug câte ceva. Plusurile noastre foarte mari, cât și la noi, cât și la Starnet. Fiecare instituție de învățământ are manager care o curează. Ce își ține de Multelecom, fiecare regiune are manager pe regiune, ce își ține de Starnet, la fel. Astfel încât dumneavoastră aveți suport nu doar tehnic 24 din 24, dar aveți și manager personal pe care puteți să-l sunați, să-l întrebați în momentul în care aveți careva întrebări comerciale sau, ok, ce își ține de factură, mai știu eu acolo ce întrebări mai sunt, sau de a extinde rețeaua, sau de a mări viteza, sau de a micșora viteza, sau ceva de genul ăsta. Probabil puteți să aveți careva rețineri, da, pentru operator, că poate exagerează, poate sunt sume prea mari. Există echipa Clasa Viitorului, în numele Alexandru Obada. El cu mare drag oferă o asistență tehnică intermediară, da, absolut obiectivă, da, este în afara oricărui operator și deja puteți verifica cât de corect și cât de sincer sunt operatorii cu dumneavoastră, da, așa se spune. Așa, și să zicem că nu este un impediment financiar de a acoperi careva costuri, cât timp durează până aducem internetul de mare viteză în școală? Totul depinde de la caz la caz, dar de fapt conectarea nu durează mai mult de 3 zile lucrătoare în cazul nostru, ok, de la 3 la 5 zile lucrătoare, în cazul în care a venit sau s-a semnat contractul vinerea, maxim până vinerea următoare, școala deja trebuie să fie conectată, adică toată rețeaua locală deja să fie creată. La fel, 3 zile? Este identic. Într-adevăr, tot depinde de complexitatea proiectului, în primul și în primul rând. Dacă merge vorba de o conectare a unui singur punct de acces cu acordarea acestui router inițial, până la 3 zile, într-adevăr. Dacă merge vorba de un proiect de conectare pe rețea internă, aici deja durează câteva zile, merge vorba de logistică, pe echipament, verificăm stocurile și deja transmitem la conectare. Ok, mersi mult. Dacă sunt întrebări, profităm acum de ocazie că aveam doi reprezentanți, sursă directă. Da, prețurile, mi-e interesant. Prețul absolut este în totalitate individual. Ca să mă înțelegeți corect, în cazul în care școala deja are rețea locală deja trasată, automat prețurile o să fie 0 lei, adică doar se schimbă doar un conector, da, care ar costa 10-12 dolari. În cazul în care școala nu dispune absolut de o rețea locală, poate varia și de la 500 de lei până la sute de mii de lei. Tot în dependență de ceea ce își dorește clientul. Iarăși, cum a menționat și în prezentare, cum a menționat Elena, în cazul în care sunt 5 clase, ok, un preț mediu ca să asigurăm fiecare clasă cu un router Wi-Fi și cu, să presupunem, câte 100 de metri de cablu UTP, asta s-ar încadra în circa 9.000 de lei. Adică plus minus, asta sunt 5 clase orientativ, adică din propria mea experiență, presupun și din experiența Elenei. În cazul în care este vorba de un etaj întreg, unde fiecare clasă se necesită 20 de calculatoare în fiecare clasă, câte un calculator și tot așa mai departe, absolut toate prețurile sunt total diferite. Pentru că deja se folosesc alt tipuri de echipamente, deja nu se mai folosesc rutere simple, se folosesc microticuri, switch-uri și tot așa mai departe. Și vreau să vă spun, nu ezitați, ne chemați la un audit, nu vă costă nimic, noi pentru această acțiune nu solicităm careva rambursări financiare și încă ceva. Dacă se realizează un audit
pentru o suprafață mai mare și vă este prea costisitor, da, pentru instituție, nicio problemă, se discută ulterior și se negociază, se preface divizul de cheltuieli, analizăm alte soluții, ca cel puțin parțial să inițiem procesul de conectare a rețelei în instituție și deja treptat să completăm aceasta pe parcursul anilor. Mersi tare mult. Întrebări nu mai sunt. Mersi tare mult. Poftim? Neapărat. Echipa TECOL în fiecare școală va oferi suport și asistență să monitorizăm procesul, să-l facem cât mai eficient, ca să avem internet de mare viteză cât mai rapid, în, cel puțin în clasele de informatică, în laboratoarele digitale, acolo unde, într-adevăr, este nevoie de o capacitate mai mare, o de o viteză mai mare, în special dacă toți elevii lucrează simultan la proiecte, rulează programe pe computatoare și este nevoie. Altfel, cred că și elevii vor fi de acord aici, pentru că altfel se creează frustrare în rândul elevilor când un program nu poate să funcționeze. Noi vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră astăzi. Eu sper că conceptul proiectului TECOL în fiecare școală, inițiativa Școala Digitală, este un pic mai clar și, după cum ați văzut, cred că v-ați imaginat, urmează să avem o perioadă încărcată de activități, în special se focusează pe perioada de iarnă, atunci când profesorii au vacanță de iarnă. E firesc. Dar, după cum ați văzut, este o oportunitate unică, este o inițiativă unică, Școala Digitală, eforturile sunt mari, dar și răsplata va fi pe măsură, în sens că școlile care sunt beneficiare acestui proiect vor fi privite ca și școli de bune practice, școli de excelență, care pot fi apoi preluate și de celelalte instituții pentru a-i mentora. Noi vă mulțumim și rămânem în legătură și muncim în continuare. Vă mulțumim!